Mita și votul ilegal înseamnă închisoare, așa sună mesajul pe care oamenii legii îl transmit dâmbovițenilor. Marți a avut loc prima acțiune pentru combaterea mitei și a votului ilegal, campanie derulată la nivel național în perioada campaniei electorale. Polițiști, reprezentanța Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a instituției prefecturii, dar și ai jandarmeriei au pornit pe străzile municipiului Târgoviște pentru a împărți pliante de informare asupra consecințelor votului ilegal și al mitei electorale. Astăzi am organizat prima activitate în cadrul campaniei Mita și votul ilegal înseamnă închisoare, derulată la nivel național în perioada 10 mai 9 iunie 2012. Astfel, reprezentanții ai Poliției Dâmbovițene, Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Jandarmeriei Dâmbovița au distribuit pliante pe raza municipiului Târgoviște în scopul informării cetățenilor cu privire la prevederile legii 67/2004 privind alegerile electorale. Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum și în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați, ori un anumit candidat pentru funcția de primar, consilier sau de președinte al Consiliului Județean, precum și primirea acestora de către alegător, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Pedeapsa prevăzută în alineatul 1 se aplică și persoanei care votează fără a avea drept de vot, ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua alegerilor. Dâmbovițenii au fost îndemnați să sesizeze orice încălcare a legislației electorale la numărul unic de urgență 112. Cu toate acestea, părerile oamenilor sunt împărțite. Pe de o parte sunt cei care ar primi mită electorală. Cu acest slogan înseamnă închisoare. În aceasta încercăm să informăm cetățenii cu privire la aceste aspecte, adică consecințe ale încălcării legii electorale. E o găleată și un pis și un creion. Dar și ce să luăm dacă nu ne dă? Ce să luăm? Nu luăm nimica. Păi și cum palești aici, ce arată aici? Aaa, aia nu-i mită. Acolo arată. N-avem voie, n-au. Mită nouă banii iată acolo. N-avem voie. Păi, dar ce să facem noi, domnișoară, scumpă închisoarei? Noi primim că noi suntem oameni săraci și ne trebuie bani să mâncăm, da? Să facă ăia din Parlament pușcărie, care are bani mulți. Dar un vot cumpărat înseamnă închisoare. Păi noi votăm. Că trebuie ați risca votăm. Libertatea? Păi nu risc, dar acum nu trebuie să trăim și noi, să mâncăm și noi, că avem copii. Sunteți de acord cu cei care dau mită pentru... Sunt, normal că sunt de acord. De ce nu sunt de acord că dă mită? Există și o altă categorie de târgovișteni, a celor care se opun acestor practici ilegale. Nu primesc, pentru că sunt destul de dur cu treaba asta, cu voturile și nu primesc. Ați reclamat? Nu. Nu, să nu primească. Asta e mesajul care e, să nu primească. În momentul când ai primit, înseamnă că te înjosești. Veți reclama o astfel de acțiune dacă o vezi? Nu poți, că sunt prea multe. Ca să reclam pe cine? Tot un sat întreg sau o comună întreagă trebuie să o reclam. E chiar foarte bine venită treaba cu mita, numai că să vedem de acum încolo cum va fi. Până acum n-am putut să stăpânească nimeni.